activități extrașcolare. Ce înseamnă toate acestea pentru copii? Pentru copii înseamnă o deconectare de la ceea ce fac zilnic. Matematică, limba română, istorie, geografie. Creierul are nevoie și de o resetare pentru a da randament și pe viitor la în a doua parte a zilei, așa că pentru astăzi am ales o clasă de yoga combinate cu niște elemente din practica orientală mindfulness. La unde mergeți voi acum? În pădure! Ce faceți acolo? Ceva! Găsim gunoaie! Adunăm gunoaie! Adunăm goiane, gunoaiele din pădure! Adunăm gunoaie! Toate aceste activități sunt benefice copiilor pentru că le dezvoltă inteligența naturalistică. Școala noastră este bazată pe teoria inteligențelor multiple și inteligența predominantă pe care vrem să o dezvoltăm este aceasta, naturalistică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acești copii devin conștienți de faptul că ne aflăm în mediul înconjurător și trebuie să ne protejăm natura, planeta. Eu am găsit niște plastic, o caserolă de plastic, foarte mult plastic albastru și o conservă de metal în care a fost aruncată în gunoi. Ești foarte conștiincios, Mihai? Da, sunt, dar da. Ești foarte conștiincios. Știu, vreau să ajung în natura mult. De ce? Pentru că natura ne ajută să fim sănătoși. Da. Copacii ne dau aerul și unii ne dă chiar și fructe. Mami, văd că susții și tu în această cauză. Păi bineînțeles, normal, adică e foarte frumos să încurajăm copiii ca de mici să învețe să respecte natura și să nu mai arunce gunoaie pe jos și să aibă grijă de tot ce este în jurul nostru pentru ca și generațiile viitoare să se poată bucura de ce ne bucurăm și noi acum. Acum a strâns gunoiul lui.